Aplicațiile practice ale jandarmilor botoșeneni au început de dimineață și au durat câteva ore bune. Aceștia s-au pregătit pe noroi și ceață în pădurea de la Rediu. În această dimineață, efectivele detașamentului unui jandar mobil din cadrul Inspectoratului de Jandar Județean Botoșan a executat un exercițiu de pregătire în pădurea Rediu. În cadrul acesta, fiind rezolvate mai multe situații tactice, scopul acesta este evident de pregătirea efectivilor în vederea executării misiunilor specifice. Mai mult decât atât, la exercițiile practice ale jandarmilor au participat și elevii ai școlii de jandarmi de la Fălticeni. Ca element de noutate, la acest exercițiu au participat și elevii de la școala Zbofției Jandarmii Fălticeni, afați în practică în această perioadă la noi. De la aplicații nu au lipsit nici câinii de la jandarmerie, care s-au antrenat cot la cot cu instructorii.